7. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Nu spun nimic altceva. Mai ne lăudăm, fraților. Mai ne lăudăm. Să ne ierte Domnul Iisus. Auzi, ce lucru am să nu-l fi primit? Tot am primit. Ce lucru ai să nu-l fi primit? Adică tot am primit. Tot ai primit. Tot. Și dar, și slujbă, și familie, și casă, și mașină, și viață, și sănătate, și tot. Și har, și lumină, și înțelepciune, și cântare, și slujire, și toate. Totul e primit. Și în orice moment poate să ia înapoi cel care a dat. Înțelegem, iubiți frați și surori? De aceea spune, știu că nimic bun nu locuiește în mine. Măcar că omul acesta a fost răpit și știți istoria lui. Până în al treilea cer și zice, nu știu dacă am fost cu trup sau fără trup, Dumnezeu știe. Dar lucrurile pe care le-am văzut acolo, ce nu este îngăduit unui om să le rostească, extraordinar. Omul acesta a fost cu totul și cu totul deosebit. Cu totul și cu totul deosebit. Și știi ce zice el? Dar din pricina acestor descoperiri, mă feresc, zice el, ca nu cumva să aibă cineva o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude în mine, Dumnezeu să fie slăvit. Auziți, omul acesta se feria ca nu cumva să cineva să-și facă o idee mai mare decât ce auzea și ce vedea în el. Și noi de multe ori ne lăudăm peste măsura noastră. Și greșim. Și greșim și păcătuim. Știu în adevăr că ce lucru ai să nu fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Știu în adevăr. De aceea cuvântul Domnului spune în Eremia 9:23, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, ci cel să se laude, să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă și dreptate judecată pe pământ, binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Ce să se laudă? Care pricepere și că mă cunoaște. Priceperea este depărtarea de rău. Doamne, binecuvintează din această seară. Măriți să fie Duhul Sfânt. Știu, Doamne, că soarta omului nu stă în mâna lui. Unu. Al doilea, știu că nimic bun nu locuiește în mine. Și dacă am știut aceasta ferice de noi, iubiți frați și surori, dacă iubești ceva, dacă urești ceva în lumea aceasta, este mândria și laudă. Știi de ce? Știu că acestea mă duc direct în iad. De aceea mi-e greață de ele. Le urăsc. Mi-e scârbă de ele. Sunt vrăjmașul sufletului meu. Dacă mă ia mândria și dacă mă laudă în cineva, știu că dacă le accept direct în iad mă duc. Spun un lucru. Și treaba fiecăruia care mă judecă. Pentru că ce vorbesc, am document. Curvia se mai iartă. Păcatul de curvie. În urma pocăită. Sunt niște costuri. Dar mândria nu se mai iartă niciodată. Pentru că cuvântul Domnului spune, mândria merge înaintea, nu căderii. Că dacă ca să te mai ridici, pe iri scrie. Orice s-a pierdut, e dat pierdut. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze în această seară. Apoi, în al treilea rând, ca să ne apropiem de încheiere, pentru că și puțin târziu, cuvântul Domnului spune așa, Roman 8:28. Aceasta e ideea, știm. Să cunoaștem, să avem informații. Știm că toate lucrurile lucrează spre binele a cui? A celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ce știi, Pavele? Ce știi, biserică din Roma? Știm, credincioșilor, ce știți? Știm că toate lucrurile, toate, fără excepții, auzi, soră, auzi, fratele meu drag în această seară, toate lucrurile, toate, și boala, Doamne, și boala, adică sunt toate, nu există excepții, și lipsa, Doamne, și lipsa. Și batjocora, Doamne. Și batjocora. Și disprețul, Doamne. Și, Doamne, m-am cam săturat, am cam obosit. Da, dar îți face bine că te ține acolo smerit. Că altfel poți să te pierzi. Pavel s-a rugat să iațe pușul, Domnul zice, de 3 ori. Nu merita Pavel să fie ascultat, frate. Iubiți frate, frate rugitor, nu merita să fie ascultat
Pe părerea mea, dacă ar fi fost vorba să fie ascultat un om de pe pământ, cred că era singurul care merita să fie ascultat. După părerea mea, a lăsat totul pentru Hristos. A lăsat totul pentru Hristos. Dar și ce zice Domnul? Pavele, harul meu este de ajuns. Și ce ar zice Domnul? Ca să spun cuvintele mele. Pavele, te iubesc așa de mult că aș face-o cu mare plăcere să te ascult. Dar te iubesc prea mult, nu vreau să te pierd, Pavele. Dacă te-aș vindeca, e posibil să te ia mândria, pentru că El cunoaște viitorul. Mai bine te vreau așa, că nu vreau să-ți dau drumul. Ai pierdut prea mult, m-ai iubit prea mult, ai lucrat prea mult și eu sunt credincios. Nu vreau să renunț la tine, de aceea nu te ascult. Nu vreau să te ascult voi. Mă doare că nu te ascult, dar nu te ascult că aceasta îți face bine, Pavele. Vreau să nu te pierd. De aceea Domnul nu te vindecă și te ține acolo, că nu vrea să te piardă. De aceea Domnul nu te binecuvintează, că nu vrea să te piardă. Și pentru aceasta slăvesc numele Lui Cel Sfânt. Slăvesc numele Lui Cel Sfânt. Noi ne supărăm, cârtim, ne certăm cu El și pe El îl doare. Că El e singurul care știe viitorul, ziua de mâine și tot ce se întâmplă. Numele Domnului Iisus vă spun că ziua aceasta de aici, de acum, a fost cunoscută de Dumnezeu din veșnicii. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea nu l-a ascultat Dumnezeu pe Pavel. Și toate lucrurile lucrează nu spre binele tuturor. Nu spre binele tuturor. Dacă suntem scutiți de pediață, spune cuvântul Domnului, suntem niște feciori născuți? Dar care este Tatăl care nu-și pedepsește Fiul? Dar de ce o face? Cu plăcere să-L disciplineze, să-L îndrepte, ca să-L pune din nou pe calea cea bună, binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Apoi, iubiți frați și surori, următorul gând este următorul. Zice Apostolul Pavel așa, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, Roman 5 în jos. Avem pace cu Dumnezeu. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în cazurile noastre. Cum? Să te bucuri în cazul tău. Dar de ce? Că știm. Aleluia! Știm? De aceea ne bucurăm în cazurile noastre. Ce știi, Pavele? Ce știți, frați și surori? Ce știi, Biserica lui Hristos? Că în cazul lucrează răbdarea. Răbdarea aduce biruință, încercare. Iar biruința aduce nădejde și această nădejde nu șală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost unată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Slăvit să fie Domnul! Știm, am învățat că necazul până la urmă este o binecuvântare, că necazul lucrează răbdare. Întrebarea mea este, cine are nevoie de răbdare? Să ridice-o până sus. Și numai cine are nevoie? He? Nu știu dacă o să mai fiți de acord. Mulțumesc, Domnul, să vă binecuvintez. Auzi, dacă ai nevoie de răbdare, și avem nevoie de răbdare, ce produce răbdarea? Ce aduce răbdarea? După cuvânt. Necazul. Știm că necazul lucrează, aduce răbdare. Mai vrea cineva răbdare? Să ridice mâna sus cineva. Nu prea mai sunt acolo. Auzi, vin necazurile. Eu vreau. Mărit să fie numele Lui. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus spune așa. Cine va răbda? Ai nevoie de răbdare? Avem nevoie. Dar pentru aceasta mai gândi Domnul cu tine casă. Biblia spune, fraților, să priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite necazuri, prin felurite încercări. Și apoi Domnul Iisus mai spune că prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. De ce înseamnă, de ce vrea Dumnezeu să știm? Opriți-vă și să știți. Să nu mai cântim, să nu mai murmurăm, să nu mai certăm. Doamne, dar n-a fost de ajuns atâta, a mai venit și celălalt. N-a fost destul atâta, Doamne, mai venit și asta, și asta, și asta. Păi dacă la primul necaz și încercare n-am dat slavă Domnului și am cântit și am păcătuit, n-a lucrat răbdare, n-am luat examen și atunci trebuie să mai vină unul. De aceea, Doamne, dacă Tu ai îngăduit această încercare, dă-mi putere să o duc, Doamne Iisus. Și ajută-mă să nu cântez, să nu murmur. Mărit să fie numele Domnului Iisus. În încheiere, iubiți frați și surori, vreau să vă spun următorul lucru. Și să închei cu acest om care ori de câte ori vorbesc despre el,
mi-e așa de greu, pentru că îmi văd nevredicia. Când vorbeți așa cu ușurință, poți vorbi și trece așa. Dar dacă ai încercat să intri în pielea lui, în personajul lui, în locul lui, n-aș rezista. Eu, marele eu, marele eu, despre care mii de ani au trecut și scrie Iacov, fratele Domnului Iisus, ați auzit vorbindu-se despre rătarea lui Iov și ce sfârșit a avut Dumnezeu pentru el, adică nu ca judecată, un sfârșit binecuvântat pentru el, slăvit să fie Domnul Iisus. Omul acesta, într-o singură zi și-a pierdut 10 copii, toți copiii. A meu rom, temerea la negrii hurdoros, gata sa. Aproape că s-am gata, te-am bucat să am elit de credință, de pocăință, de tot. Jicol hurdore, până la copii. Jicol șaure. Când e vorba de copii, gata. 10 la număr, 10, toți. Nici măcar unul. Nu sunt trezit pe unul, ia, poate, ma. Toți morți. Într-o singură zi. Ce om să mai, ce tată să mai, ce pocăință, ce credință. Depășește orice imaginație, orice minte, orice, nu are cine să-ți dea răspuns, nu are ce să soluție să-ți dea cineva, gata, s-a terminat până aici. Ori trebuie să fii nebun, ori trebuie să știi cine este Dumnezeu, cui slujești. Ori trebuie să fii nebun, ori trebuie să știi cine este Dumnezeu și să mai spui Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Îl cunoștea, el știa că Domnul a dat și că Domnul a luat. Și a pierdut toată averea într-o singură zi. Și a pierdut toată averea și sănătatea într-o singură zi. Sănătatea lui, nu exista o boală mai rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Deci el, pe trupul lui s-au făcut viermi, infecție. Era scârbă lui de el. Soția n-a mai rezistat, a zis, blastă-mă pe Dumnezeu. Nu mai putea să reziste nici soții. El care a fost un om despre care Dumnezeu a depus foarte puțin o astfel de mărturie. Zice, ai auzit vorbindu-se de... Ai auzit, l-ai văzut pe robul meu, Iov. Nu este nimeni ca el. Au ce mărturie de bune Domnul peste el, pentru el și ce îi se întâmplă. Și trec în mare, la un moment dat Iov nu înțelegea de ce îi se întâmplă. Cum poate și unii dintre noi nu înțelegem, dar eu spun, n-are dreptul Dumnezeu să facă tot ce vrea cu ce este a Lui? Cu ce al tău nu faci tot ce vrei? N-are voie să se mai laude și El Dumnezeu, să-i mai dea lecții lui Satan, care Dumnezeu, oameni care nu-L iubesc pentru ceea ce dă Dumnezeu, pentru ceea ce oferă Dumnezeu, ci-L iubesc pentru ceea ce este Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu în veci de veci. Sunt oameni care-L iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce oferă, pentru ceea ce dă. Nu. Noi trebuie să-L iubim pentru ceea ce este El. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Și la un moment dat începe să pună niște întrebări Iov, că nu înțelegea de ce îi se întâmplă. Și când întreabă de ce și cum, îl întreabă Domnul, auzi Iov, știi tu când cer pui umărilor pe câmpat? Iov, știi tu, cunoști tu calea luminii? Știi tu, Iov, pe ce stă pământul? Știi tu, Iov, și spune mai multe, Domnul. Și nu, vreau să intru mai mult, că pierd timp. Și vreau să închei ca să nu mă lungesc. Și auziți pe Iov ce zice în capitolul 42, versetul 5. Și aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului la rugăciune. Aleluia! Auziți ce spune Iov? Când Domnul îl întreabă, știi tu? Vă rog să urmăriți. Păreți să urmăriți cuvântul Domnului, că va face bine și aceasta vă va motiva să cereți și să cerem în această seară, pentru că numai cuvântul Domnului are puterea să-ți crească credința, să-ți dea lumină, să dea putere, să te ridici din orice cădere, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este putere. Zice, urechea mea, zice Iov, auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și zice el, te-a văzut. Și pentru că te-a văzut, știu. Pentru că ochiul meu te-a văzut, știu cum arăți. Și acum spune el,
în versetul 2, chiar dacă și-a pierdut viața, și-a pierdut sănătatea, și-a pierdut averea, și-a pierdut copiii, zice el, știu, ce știu eu, că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Aleluia! Doar auzisem vorbindu-se despre tine, Doamne, și cât de pocăit era omul acesta. Dar acum ochiul meu te-a văzut și pentru că te-a văzut, știu că tu poți totul. Tu poți să-mi dai copiii înapoi. Tu poți să-mi dai averea și chiar să-mi o dublez înapoi. Tu poți să-mi dai sănătate, viață, chiar dacă sunt un muribund, un mort, mergând pe drum, pe stradă și miros la moarte. Tu poți să-mi dai ani să trăiesc mult, până la 3-a, 4-a generație, așa văzut nepoții și copiii. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt. De ce oare? De ce? Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, repet, dar acum ochiul meu te-a văzut. Vrei să-ți zic eu închis ochii împreună cu mine înaintea Domnului? Dar acum ochiul meu te-a văzut și pentru că ochiul meu te-a văzut, știu. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Slăvit să fie Duhul Sfânt. Auzi? Crezi că Domnul poate totul? În această seară Domnul a zis, oprește-te și să știi că eu stăpânesc pentru neamuri, spune Domnul, peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Totul este în mâna Lui. El zice și se face. În această seară Domnul poate vindeca de cancer. În această seară Domnul poate vindeca de leucemie. În această seară Domnul poate vindeca de diabet. Dumnezeu în această seară poate vindeca de ficat, rinichi, pancreas, durere de oase. Dumnezeu în această seară poate elibera de scădușat. Dumnezeu în această seară poate deschide uși de binecuvântare. Dumnezeu în această seară poate să mântuiască sufletele. Dumnezeu în această seară poate să ridice din orice cădere. Dumnezeu în această seară să...